Eu nu știu de ce noi ca oameni suntem făcuți să gândim că tot ceea ce este frumos este și bun. Credem că ceea ce este frumos este bun sau este ceea ce trebuie. Suntem mereu păcăliți să ne cumpărăm chestii scumpe de care nu avem nevoie, să cumpărăm mâncăruri care în esență sunt pline de chimicale sau toxice. De asta se folosesc strategii de marketing la diverse magazine. Îți expun pe raft ceea ce este frumos și în general noi tânjim după lux, după lucruri frumoase, după chestii care țin de design și așa mai departe. Același lucru se aplică și când vorbim de chestii exclusive. Suntem atrași de lucruri exclusive și frumoase în același timp. Dacă un lucru este exclusiv, ai acces exclusiv, ai un statut exclusiv, vei fi atras de chestia asta și o să-ți dorești să atingi acel statut exclusiv sau să deții acele lucruri exclusive. Suntem în mod natural atrași de aceste chestiuni. Ceasul ăsta e 100 de euro. Ceasul ăsta poate că nu este cel mai frumos pe care l-ai văzut până acum, dar ceasul ăsta este cu mult mai practic decât un Rolex, de exemplu. Deci un Rolex nu este la fel de rezistent ca acest ceas, nu este la fel de rezistent la apă ca ăsta. Ăsta practic este indestructibil. Apă, diving, șoc, scăpat, trântit, calci cu mașina peste el, ce vrei tu. Dar ne atrage mai mult să deținem un Rolex pentru că este mai exclusiv. Nu neapărat mai frumos, ci mai exclusiv. E într-adevăr altceva acolo, sunt alte detalii, dar strict comparând exclusivitatea și designul, un Rolex este mult mai scump decât un astfel de ceas. Deci un ceas ca ăsta, Casio G-Shock, este mult mai practic în viața de zi cu zi decât un Rolex. Ceasul ăsta costă 100 de euro, un Rolex second hand costă de la 5.000 în sus de dolari. Unul nou de la 5.000 care e foarte simplu, de la 10-12.000 dacă vorbim de un Rolex cu aur și diamante și ajunge până la aproape 200.000 de dolari dacă este îmbrăcat în diamante și în tot felul de chestii care sunt atât exclusive cât și frumoase în același timp. Deci dacă combini ceva frumos din punct de vedere estetic cu ceva foarte exclusiv, în ghilimele, foarte exclusiv, obții ceva foarte scump. Din punctul meu de vedere, dacă vrei să faci foarte mulți bani, trebuie să te folosești de aceste trucuri psihologice. Oamenii sunt atrași de lucruri exclusive și de lucruri estetic foarte frumoase. Dacă tu nu o faci, o vor face alții. Gândește-te că sunt, repet, companii, branduri care produc mâncare, produc obiecte, produc... E și vorba aia că ambalajul vinde produsul și de multe ori foarte multe companii investesc mai mult în marketing, în ambalaj, în sticlă, decât în produsul propriu zis. De exemplu, dacă ții un parfum, eu cândva am vândut niște parfumuri de la Federico Mahora, FM, iar parfumurile erau ok-și, la un preț foarte mic. Și acolo ne spuneau că, domne, parfumurile comerciale, la brandurile de lux, de fapt reprezintă... Adică banii pe care tu îi plătești, 80%, dacă nu chiar 90%, se duc în marketing, în branding și în designul sticlei, ca să fie frumos, să-ți atragă privirea. Și abia apoi, 10%, 20% se duc în esențe, în research, în arome și așa mai departe. Din nou, ăsta e un alt exemplu că suntem atrași de ceea ce este frumos, miroase frumos, e exclusiv, e scump, e premium, suntem atrași de aceste detalii. Și multe branduri știu asta și se folosesc de aceste trucuri ca să te facă de bani. Se aplică și la mașini. Dacă o mașină e frumoasă, are vopseaua șmecheră, miroase frumos în ea, îți oferă statut, costă 100.000 de euro, nu înseamnă că nu se va defecta, nu înseamnă că e fiabilă, nu înseamnă nimic. Aceste lucruri frumoase și exclusive, care oferă statut și, sau nu știu, oferă un design plăcut, în esență te vor mânca de bani, vei pierde foarte mult și din punctul meu de vedere sunt ca un măr otrăvit. Sunt o momeală și din cauza acestui fapt că reprezintă o momeală, există foarte mulți schemări în toate domeniile. În toate domeniile există schemări pentru că noi ca oameni punem bot la ceea ce este frumos, ceea ce este exclusiv, ceea ce este scump și din nou, trebuie să învățăm ca antreprenori și ca și clienți, ca antreprenori să te folosești de aceste strategii de marketing psihologice pentru a face bani și ca și client, ca și consumator, trebuie să fii conștient de aceste detalii ca să nu te înțepi de fiecare dată când vezi ceva frumos, super ofertă și așa mai departe. Când te duci la un supermarket, o
să vezi niște mere foarte frumoase, foarte lucioase, aranjate frumos, care nu au niciun gust. Dacă te duci în piață, o să vezi niște băbuțe drăguțe, niște tanti Lenuța, care îți vând niște mere cu pete, cu defecte, forme atipice, care probabil că conțin și viermi. Sper că nu ești vegetarian. Iar dacă viermii stau în măr, înseamnă că e un măr sănătos. Și probabil și gustos și cu siguranță mult mai sănătos decât ceea ce vei vedea în supermarket. Iar pentru a avea niște mere lucioase, frumoase, drăguțe, ai nevoie de chimicale. E chiar o soluție care se face din procesarea unei substanțe din gândaci. Iar pentru a avea acele forme perfecte, unele alimente sunt modificate genetic. Deci lucrurile se duc cu mult la extrem pentru a avea un design plăcut, pentru a vinde acele produse. Sunt foarte curios voi ce credeți despre acest subiect. Aștept părerea voastră în comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.